Că urmează un subiect care știu că este așteptat de foarte, foarte, foarte multă lume. Nu putea rămâne pe margini chiar un membru al familiei cele implicate. Hai să spunem doi, dacă punem la socoteală și prietena. E vorba despre sora și despre prietena Cristinei, care înainte de toate au acordat un interviu. Ce au de spus, vedem imediat. Mireasă pentru fiul meu. Roxana, te-ai întâlnit cu sora ta cu câteva zile în urmă în parcul de distracții. Da. Cum ți s-a părut atunci când v-ați întâlnit? Foarte wow, n-am cuvinte. Deci, nu știu, mi-a plăcut enorm. Era fericită? Da. Avea și motive? Eu sper că da, nu știu. Cristina s-a schimbat din ce în ce mai mult în bine. Gabi a făcut unele greșeli și el vorbește despre educație, dar și lui îi lipsește educația. Nu e frumos că a vorbit despre fosta relație a surorii mele. Este Gabi mult prea dur în acest moment față de sora ta? Da, și este și ironic. Crezi că este resemnat cu gândul că între cei doi nu va mai fi niciodată nimic? Nu cred. Nu cred că s-a resemnat. Este și obsesie mai mult la el acum. Asta este comportamentul lui. Iar în legătură cu Andrei, chiar îmi place. După părerea mea, se potrivesc, dar totul depinde de ei doi. Se vede că o place pe Cristina și chiar se potrivesc. Sunt sarea și piperul în casa acolo. Cristina îi place de Andrei? Eu cred că îi place și ei puțin. Eu cred că îi place. Cum i-ai văzut tu în acea zi în parcul de distracții? Au fost cam de nedezlipit. Au fost apropiați. Și fericiți. Un mesaj pentru Andrei? Dacă o place pe Cristina cu adevărat, să-i fie alături și să nu se ia după ce spun alții. Să aibă răbdare cu ea. Alexandra, te-am văzut și în parcul de distracții. Cum ți s-a părut Cristina atunci când v-ați întâlnit acum câteva zile? Foarte veselă. Ce părere ai despre Andrei? Și-au dat seama în sfârșit că se aseamănă. Au același caracter. Și-ar face o familie minunată. Da, rămâne de văzut ce se întâmplă. Îi vezi pe cei doi împreună pe viitor? Da. Un mesaj pentru Andrei? Să aibă grijă de fata noastră. Au revenit Roxana, sora Cristinei, dar și Alexandra, prietena ei. Le cunoaștem deja, le-am mai văzut aici. Vreau să vă zic bună seara. Bună seara. Ați venit de data asta pornite. Să zicem. Dar pe ce? Pe ce a fost? Sau interesate de ce va fi? Nu vă mai interesează ce a fost? E în trecut. Mai e important? Nu știu. Voi, după cum ați spus, ziceți așa, cel puțin tu, Roxana. Gabi a făcut unele greșeli și el vorbește despre educație, dar și lui îi lipsește. Da, pentru că eu consider, cel puțin în privința fostei relații a Cristinei, ea a hotărât să-ți destăine ție, nu întregii țări. Și tu nu aveai niciun drept să vorbești despre fosta ei relație sau despre ce ți-a spus ea în fosta relație. Ce mi-a spus? Păi... știi foarte bine. Ceva? Da. Da? Ce? Da, da, știi foarte ce? Bine. S-au văzut și astăzi materialul. Păi spune. Păi cum ar fi că ai spus că ea a fost, ți-a spus că a fost domnișoară la el? Și e ceva urât sau ce? Da, trebuia să spui tu chestia asta? Chestia asta. Nu, trebuia să spui tu chestia asta? Și nu e frumos? Păi nu e frumos că ai spus-o tu. Deci nu e frumos că a fost domnișoară. Nu, pentru că tu ai vorbit despre o persoană care nu a fost de față în primul rând. Cristina, cred că știi ce ai spus Cristinei despre fosta ta relație, despre fosta ta nevastă. Eu n-am auzit-o pe ea să vorbească. Dar eu m-am destăinuit tuturor. Eu când am venit aici m-am asumat. Păi da, și... păi și ea trebuia să-și asume ce spune. Da, dar poate i-ai spus și alte chestii care nu le-ai spus tuturor, nu? Ba da. Și dacă vrea să le spună ce crede că n-am spus tuturor, să spună. Păi dar nu-i frumos să facă așa. Să spună. Păi nu-i frumos. Eu n-am nimic de ascuns. Și mai ales te-ai vorbit fără să fie ea de față. Da? În primul, da. Asta e. Educația mea de acasă. Păi... Roxana, și nu cred că ne comparăm. Ba da, scrie da, de. Spun eu că nu ne comparăm. Și este sinceră, corect. Nu ne comparăm, ce spui, spun. Ce spui, Cristina, iartă-mă. Gabi este un prefăcut. Prefăcut de ce? Îi place să dea bine și atât. Bun, ideea este că îi se pare și surorii tale, Cristina, un lucru pe care l-ai spus și tu, și anume că este o obsesie la el. Crezi că tu ai devenit o obsesie pentru Gabi? Nu mă mai interesează în momentul de față. În momentul de față nu. Dar ce s-a întâmplat în momentul de față? Nu mă interesează ce simte pentru mine. Păi înainte... eu zic că atunci să vedem ce te interesează.